Astăzi vă voi arăta cum îndepărtez materialul cu mâna nedominantă. Iată, folosesc un capăt de freză tip conic de abrazivitate verde. Freza mea este pe forward și voi lucra la viteză maximă pentru ca freza să alunece pe unghie, să nu risc să fac gropi în material și inclusiv în unghie. Da? Puteți folosi și alt capăt de freză dacă doriți. Acesta are striații mai mici în vârf și mă ajută mai mult. Da? Mișcările sunt lungi, consecutive, nu pilez de mai multe ori în același loc, deoarece se poate încălzi și pot provoca arsuri plăcii unghiale. Da? Nu apăs, freza efectiv curăță singură, eu doar o mânuiesc. Foarte important să nu apăsați, nu vă grăbiți, din aproape în aproape, îndepărtez. Vedeți cât de ușor este, dacă aveți răbdare, chiar și dacă nu lucrați cu mâna dominantă. În laterale întorc mâna și pilesc de jos în sus. Voi pili aproximativ 80% din materialul vechi, după care voi finisa cu o pilă de granulație 180.